Iubiții mei, continuăm discuțiile noastre despre noul legământ. Un legământ este un contract de asociere între două părți. Dumnezeu vrea să intre în asociere cu noi. El ne cheamă să ne fie tată și noi să-i fim fii. Dar El nu intră în această asociere fără să precizeze de la început ce anume e această asociere, ce ne oferă El nouă și ce așteaptă El de la noi. În cazul noului legământ, care l-a încheiat Domnul Isus cu noi, Domnul Isus însuși ne definește în Ioan, capitolul 14 termenii de bază ai legământului. În primul rând, el ne spune, eu mă duc să vă pregătesc loc pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și voi veni și vă voi lua să fiți acolo cu mine. Sau mai dramatic, mai plenar în Apocalips 3 cu 21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu așa cum tata mi-a dat să șed cu el pe tronul lui. Așadar, la aceasta se angajează Domnul Isus. și apoi El imediat spune care e partea noastră. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, veți trăi după învățăturile mele, veți, veți trăi așa cum vă învăț eu. Eu mă oblig, să mă duc să mă răstignesc în locul vostru. Și mă duc după aceea la Tatăl meu, și de acolo voi veni și vă voi lua cu mine. Voi vă obligați să fiți felul de oameni pe care vă definesc eu să fiți, în special în predica de pe Munte, Matei 5, 6 și 7, și în predica de pe Câmpie, Luca, capitolul 6. Așadar, aceștia sunt termenii de bază ai noului legământ. Vechiul legământ era legământul încheiat la Sinai, noul legământ este legământul încheiat de Domnul Isus în sângele său. Am arătat din Ieremia 31 care sunt trăsăturile noului legământ și de acum încolo textul din Ieremia 31 îl voi citi așa cum este el redat în Evrei, capitolul 8. Evrei, capitolul 8, de la versetul 8 la 12, rescrie întregul text din Ieremia cu foarte mici modificări. Și cea mai de seamă este că acolo unde Ieremia spune voi pune legile mele în lăuntru lor, în evrei spune în mintea lor și atunci voi pune legile mele în mintea lor și în inima lor, în interiorul lor, în caracterul lor, în tot felul lor de a fi. Și deci sunt trei trăsături de caracter, pardon, trei trăsături ale noului legământ. Așa cum le arată Ieremia și cum sunt citate în Evrei 8. În primul rând, poruncile lui Dumnezeu sunt scrise nu pe pietre, ci sunt scrise în inima noastră și în mintea noastră. În al doilea rând, acest nou legământ ne aduce cunoașterea lui Dumnezeu. Nu numai că ne cere să fim într-un anumit fel, ci ne arată cum este Dumnezeu și ne cheamă. Să-l cunoaștem pe Dumnezeu, ne-l face cunoscut pe Dumnezeu și apoi ne spune, iată cum trebuie să fiți voi. Toate poruncile Domnului Isus, de fapt, sunt o descriere a lui Dumnezeu și o chemare. Dacă vreți să fiți fii lui Dumnezeu, trebuie să fiți ca Tatăl vostru. Prin urmare, noul legământ are de a face cu cunoașterea lui Dumnezeu și cu chemarea de a fi așa cum este Tatăl nostru. Și al treilea lucru în noul legământ ne este procurată iertarea păcatelor. Trei lucruri deci, poruncile scrise în minte și în inimă, cunoașterea lui Dumnezeu și iertarea păcatelor. Vă voi arăta cum acestea trei nu pot fi rupte una de cealaltă. Ele merg împreună, ele sunt așa de organic legate că uh, nu poți să ai una fără cealaltă și fără uh, cealaltă. Deci ele sunt un bloc, noi trebuie să le desfacem numai ca să le analizăm, dar ele sunt uh, legate organic împreună. Așadar Poruncile Domnului Isus sau în textul noului legământ le găsim în predica de pe munte și predica de pe câmpie, Matei 5, 6, 7, Luca 6. V-am arătat în emisiunea trecută că Domnul Isus face un contrast. Între vechiul legământ și noul legământ, prin acele șase monumentale declarații, ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic: ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun să nu te mânii, pentru că crima care e făcută în afară începe atunci când te mânii și el aduce legământul înăuntru, tratează mânia, tratează ceea ce se întâmplă înăuntru tău și atunci ai rezolvat ceea ce se întâmplă în afară. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar tu ai grijă cum gândești, ai grijă cum te uiți, ai grijă la ce te uiți și ce poftești. Pentru că toate se întâmplă în lăuntru și degeaba tratezi exteriorul dacă interiorul e pervertit, dacă interiorul este murdar. Șase asemenea contraste între ce a scris legea lui Moise și ceea ce ne aduce Domnul Isus în uh, nou legământ. Uh, V-am arătat, însă. Ceva extrem de important, și anume că uh, contrastul acesta între vechiul legământ și noul legământ începe chiar de la începutul predicii de pe munte, începe cu fericirile. Și trebuie să vedem contrastul. În Deuteronom, de la capitolul 4 la capitolul 11 avem un comentariu al vechiului legământ. Și aici se repetă de vreo cinci ori uh, diferite reformulări ceea ce începe în Deuteronom 4 cu 40. Păzește poruncile acestea ca să fii fericit. Vrei să fii fericit? Iată poruncile lui Dumnezeu. Ține poruncile lui Dumnezeu, procedează în felul acesta și vei fi fericit. Domnul Isus începe cu problema fericirii. Și pe el îl interesează să fim fericiți. Numai că el zice, fericirea nu stă în ceea ce faci. Fericirea stă în ceea ce ești. Și el imediat ne vorbește despre opt trăsături ale caracterului nostru, ale structurii noastre lăuntrice, ale minții și ale inimii noastre și zice, vrei să fii fericit? Rezolvă problemele în interiorul tău, schimbă-ți interiorul, pentru că fericirea ți-o dă nu ce faci, ci fericirea ți-o dă ce ești. Ești fericit, și le vom lua acum foarte uh, sumar, încă o dată. Ești fericit dacă ești sărac în Duh. Sărac în Duh este omul care se golește de sine ca să-l umple Dumnezeu. Problema fundamentală a omului a fost, a fost că l-a scos pe Dumnezeu din gândirea lui. Pavel spune în Romani 1 cu 18, l-au scos pe Dumnezeu din cunoașterea lor, din gândirea lor. Au zis, nu mai am nevoie de Dumnezeu, pot să mă descurc singur. Ferice de omul care schimbă lucrurile aici, care se golește de sine ca să se umple de Dumnezeu, care l-aduce din nou pe Dumnezeu în gândirea lui, în simțirea Lui, în, în mintea și în inima Lui. Ferice de omul care s-a umplut de Dumnezeu. Al doilea, ferice de omul care plânge pentru defectele, greșelile și păcatele lui și le vede bine e sensibil la ele și nu le mai tolerează. Și ferice de omul care plânge cu cei ce plâng. Omul care e sensibil la durerile altora, care e atent la durerile altora. Cu alte cuvinte, ferice de omul care nu e egoist, care nu se gândește numai la sine, ci care e atent la ceilalți. Apoi, ferice de cei blânzi. Blândețea în esența ei este bunătate. Bunătatea în modul în care îl tratezi pe celălalt. Blândețea e o problemă de vorbă dulce, de amabilitate. Ferice de cei blânzi, adică de cei buni cu ceilalți. Atenți cu ei la vorbe mai ales, să nu-i jignească, să nu-i rănească, ci să-i vindece, să-i înalțe. E o trăsătură alăuntrului care zice, vreau să-i binecuvintez pe toți, vreau să-i înalți pe toți, vreau să îi ajut pe toți. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Adică ferice de omul care e pasionat pentru adevăr, pentru corectitudine, pentru cinste. Ferice de omul care în toate este așa cum îl vrea Dumnezeu. Dar asta e o problemă de atitudine lăuntrică. Sunt pasionat să fiu așa. Sunt cu toată ființa doritor să fiu așa. Ferice de cei milostivi. Aceasta se referă la modul în care tratezi greșelile celorlalți. Că toți îți greșesc. Ferice de cel care imediat se gândește, oare de ce a făcut-o? îi găsesc o scuză. Mie milă de el și îl iert. Ferice de omul cu această atitudine față de greșelile celorlalți. Ferice de omul cu inima curată. Ferice de omul care e pașnic și făcător de pace. Și ferice de omul care... După ce le face toate și oamenii sunt tot nemulțumiți și îl persecută și îl vorbesc de rău, el zice, nu-i nimic? Așa e lumea, dar eu merg pe calea aceasta până la capăt. Eu perseverez în ciuda oricărei opoziții, în ciuda oricăror critici ale oamenilor. Iată trăsăturile lăuntrului pe care ni le descrie Domnul Isus și zice, acestea te fac fericit. Fii așa în interiorul tău și vei fi fericit. Nu ești fericit pentru că nu ești așa. Nu ești fericit pentru că ești gol de Dumnezeu, te gândești numai la tine, nu-ți pasă de alții, ești incorrect, ești nedrept, n-ai milă. Și toate astea te fac nefericit. Schimbă-ți lăuntrul, schimbă interiorul. De acolo Domnul Iisus trece mai departe la acele șase monumentale. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic, ați auzit că s-a zis să nu uciți, dar eu îți spun să nu te mânii. Pentru că mânia, E cea care produce toate dezastrele din omenire. Mânia te duce la ceartă, cearta te duce la ruperea relațiilor, la, la tensiuni, la antagonisme. Oprește mânia. Ascultă, spune Domnul, nu te mai răspunea. Din potrivă fi bun cu cei răi. De celorlalți, ceea ce nu-ți dau ei, ție. tu dele dragoste, tu dele bucuria ta, dele iertarea ta. Toate sunt minunate, nu-i așa? Dar eu știu că, dintr-o dată, totul strigă în tine: O ce bine ar fi să fiu așa. Dar cum să mă schimb? Eu nu mă pot schimba. Ba da, te pot schimba. Numai că trebuie să auzi rețeta schimbării. Și Domnul Iisus ne dă rețeta schimbării. Și anume, cunoașterea lui Dumnezeu. Țineți cont trăsătura nouă fundamentală a noului legământ poruncile scrise în minte și în inimă și ele ne aduc cunoașterea lui Dumnezeu și iertarea de păcate. Haideți să luăm altfel puțin. Dacă vrei ca poruncile lui Dumnezeu să fie, să devină partea caracterului tău, să devină însă structura ta lăuntrică și astfel să fii fericit, nu se poate decât dacă Îl cunoști pe Dumnezeu. Acum trebuie să vedem o serie întreagă de lucruri despre cunoașterea lui Dumnezeu, care e condiția transformării noastre lăuntrice. Am amintit de Romani 1 cu 28. Nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, în mintea lor, în gândirea lor, în inima lor. Au zis, ne putem descurca singuri. Vrem, de fapt, să fim independenți de Dumnezeu. Și atunci totul în ei s-a întunecat. Totul în ei s-a degradat. Omul s-a golit de Dumnezeu și, observați cum o spune Pavel, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Putea să spună în mintea lor. Dar el zice în cunoașterea lor. Pentru că în textul despre legământ se spune că nou legământ vine înapoi cunoașterea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu revine pe locul central în mintea noastră. Numai atunci totul se schimbă în mine când în loc să fiu gol de Dumnezeu, în loc să fiu independent și să-mi placă să fiu independent, eu spun cel mai important lucru în lumea asta e să mă umplu de Dumnezeu. Să-l aduc pe Dumnezeu înapoi în cunoașterea mea, în gândirea mea. Așadar, schimbarea caracterului se face prin cunoașterea lui Dumnezeu. Iată de ce. Domnul Iisus și-a luat ca funcția lui numărul unu să ne-l facă cunoscut pe Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, se spune Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul care l-a văzut și îl cunoaște este Fiul lui Dumnezeu. Și singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu este cel căruia îl descopere fiul, îl face cunoscut fiul. Atât de important este lucrul acesta încât Domnul Isus, în Ioan 17,3 spune că viața veșnică înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Fiul lui Dumnezeu. Nu poți să ai viață din Dumnezeu dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și e atât de important lucrul acesta, încât imediat Domnul Isus, în rugăciunea lui finală, când îi spune Tatălui Său: Mi-am încheiat slujba pe pământ, tot acolo în Ioan 17 șa cu 6, spune: Le-am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat. Te-am făcut cunoscut oamenilor pe care mi-ai dat. Prin urmare, lucrul fundamental pe care l-a făcut Domnul Isus a fost să ne, să ne facă să-l cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod profund, într-un mod total. Și uitați-vă acum cu un ochi nou la predica de pe munte și la predica de pe câmpie, și să vedeți cât insistă Domnul Isus acolo. Să știm cum e Dumnezeu. Tatăl vostru cel ceresc e bun cu cei răi. E milos, e îndurător, el e iertător. Uitați-vă că el îi iubește pe cei care îl urăsc. Fiți și voi ca el. Prin urmare, Domnul Iisus când ne dă poruncile, se referă mereu la Dumnezeu. Iată cum e Dumnezeu. Fiți și voi ca El. Când Domnul Iisus ne dă porunci, de fapt El pornește de la anil îl descrie pe Dumnezeu. Pentru că lucru cel mai important e să-L cunosc pe Dumnezeu. Ascultați bine. Dumnezeu de la început, de când ai început să îl scoți din viața ta și când ți-ai luat soarta în propriile mâini, după justiția lui Dumnezeiască, trebuia să te lovească, trebuia să te pedepsească. Dar n-a făcut-o. Îți dă în continuare soarele lui și ploaia lui îți dă în continuare hrana lui, îți dă în continuare sănătate, îți dă în continuare puterea de a munci. Are grijă de tine și te așteaptă. Nu te pedepsește pentru toate relele care le faci. Nu vezi tu deja de aici bunătatea lui Dumnezeu față de tine? Domnul Iisus ne atrage atenția la bunătatea lui Dumnezeu, la răbdarea lui, la uh, faptul că El nu ne face după greșelile noastre, după păcatele noastre. Mai mult, Domnul Iisus vrea să ajungem să-L cunoaștem așa de mult încât să-L iubim. Noi avem un concept greșit despre Dumnezeu. Noi ne închipuim pe Dumnezeu ca pe un tiran rău, un polițai care e gata să ne lovească la prima abatere. Sau îl concepem ca pe un moș bătrân cu barbă albă, un bunic care e acolo să ne dea tot ce ne trebuie. Nu acesta e Dumnezeu. Ai o cunoaștere greșită a lui Dumnezeu. Nu-l cunoști pe Dumnezeu decât dacă-l cunoști așa cum ți-l a descris Domnul Isus. Iată de ce îți dau sfatul să te duci din nou la Matei 5 și la Luca 6 și să citești din nou acolo și să zici: Hai să văd printre rânduri cum îl descrie Domnul Isus pe Dumnezeu ca o persoană pe care când îl e, cunosc zic pe acesta îl pot iubi. E așa de minunat încât îl pot iubi și îl iubesc, dacă așa Dumnezeu, Dumnezeu mi e Dumnezeu, Dumnezeu-mi drag. Și dacă așa e Dumnezeu, îl doresc în mine. Și dacă așa e Dumnezeu, vreau să fiu ca el. Numai când îl cunosc pe Dumnezeu în așa fel încât totul în mine zice îl iubesc, îl vreau, îl doresc în mine și vreau să fiu ca el. Atunci ai ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu care te transformă. Amin.